Adică acel obiectiv de 10,4 milioane, sigur că este o chestiune pe care ne dorim cu toții să o atingem, depinde când însă. Și toate proiectele astea, până la 1 iunie, până la 1 august și așa mai departe, toate angajamentele astea care mi-aduc aminte de momentul când eu eram la UTCIST, mi se par nepotrivite. V-ați supărat pe domnul Cățu din nou? Ce anume? V-ați supărat pe domnul Cățu din nou? Eu nu m-am supărat. Dânsul îmi place că este totdeauna foarte optimist și e bine să fiu așa. Eu sunt și optimist, dar îmi place să fiu și realist și îmi place să fiu demagog. Nu că dânsul ar fi, dar în general nu-mi place. Și atunci... Păi de ce credeți că domnul Cățu până la 1 iunie nu reușește ce și-a propus? Că domnul Cățu e foarte hotărât. Ce se întâmplă dacă sunt 4.700.000 de persoane vaccinate sau sunt 5 milioane la 1 iunie? Care e diferența? E trendul, ți arată speranța acolo, luminița de la capătul tunelului, că da, ok, lipsesc adică, 300. Știți care e problema? Nu e bine să facem angajamente de genul ăsta. Eu vă spun că dacă reușim să... lucru care ar trebui să-l preocupe pe domnul prim-ministru Cîțu ar fi să mențină acest interes pentru vaccinare încât să poată să vaccineze 100.000 de persoane pe zi. Ceea ce știți că e greu din pricina noastră, exact, a românilor. Exact. Asta, ați dânsul... fost la maraton, ați văzut că au da, venit. Da, am și fost acolo. Am și, ați și vaccinat. Asta mi s-a părut să știți și chiar vreau să vă întreb de ce ați fost. Pentru că unii oameni au zis că domnul sunt... Rafila de la PSD asta... a fost ca să urmărească procesul și să... Nu, dar am fost împreună cu colegii mei. Eu sunt profesor de... sunt cadru didactic, profesor sunt de mai puțin timp. Din 1992 la Universitatea de Medicină e locul meu de muncă principal. În continuare lucrez și la universitate, în mod evident, și era normal să particip și să-mi ajut colegii și cred că acolo nu mergem ca și membri a unui partid politic, mai sunt alții probabil și de la alte partide, asta nu înseamnă că trebuie să politizăm în vreun fel, noi ne facem treaba ca și profesioniști în sănătate publică și încercăm să convingem oamenii. Asta nu e o chestiune de opțiune politică, este o chestiune legată de responsabilitatea profesională pe care cred că ar trebui să o aibă toți medicii și încă un lucru. Faptul că, că aceste maratoane sau... Am văzut că, apropo, la Craiova nu se numește maraton, se numește ultramaraton. Ei, sunt și 8 zile acolo. Și apoi oltenii, vă rog frumos, jumătate, da. Știți cum e, complicat. Așa. E greu să te plec oltenii. Da, e important semnalul dat de profesioniștii din sănătate, cadrele didactice care lucrează în universități, pentru că eu cred că lumea, pentru oameni, pentru populație în general, ei sunt mai credibili decât oamenii politici. Și mai mult în astfel de zone se simt și protejați pentru că sunt foarte mulți profesioniști acolo. Bineînțeles că n-au fost doar cadre didactici, au fost medici rezidenți, studenți. Și știți ne-au ajutat foarte mult. Și domnule Rafila, ne e atât de dor să ne întâlnim într-un fel sau altul, încât am putea să ne întâlnim chiar și la vaccinare. Mi s-a părut că asta a fost filozofia cumva și de la București. Cum ați simțit weekendul? Cum să simt? A fost, nu știu, m-am dus cu drag acolo, m-am dus cu foarte mare plăcere, m-am întâlnit, culmea, că și cu studenți de-ai mei care mi-au spus că, sau fost studenți care erau angrenați în activități. Deci adică o formă de socializare atipică, e drept. E adevărat și cred că a fost un lucru foarte bun. Ideea aici trebuie să recunoaștem, ideea a fost cu a colegilor de la Timișoara. Corect, profesor acolo a fost prima oară. A avut această idee și chiar și pe această cale aș vrea să-l felicit pentru inițiativă. Faptul că se replică la celelalte universități de medicină este un lucru bun. Important este să înțelegem. Sunt două, trei concluzii pe care aș vrea să vi le spun după acest maraton al vaccinării și care cred că ar trebui sau poate deja sunt luate în considerare de către autoritățile de responsabile. Oamenii vor un loc de vaccinare prietenos în apropierea casei sau locului în care se plimbă și așa mai departe. Asta este una dintre concluzii. Centrul de la Rome Expo a fost foarte bun pentru o anumită perioadă, dar în momentul de față este greu accesibil. Nu e foarte, nu e foarte prietenos, sunt spații extrem de mari și așa mai departe. E destul de septic așa cumva. Da, și trebuie centre care să fie în cartierele de locuințe, acolo unde sunt, adică trebuie să vină autoritatea mai degrabă către cetățean. Că cetățeanul nu o să se grăbească, vă spun că fac PR fără să vreau, dar de fapt nu fără să vreau, îmi doresc
doresc să fie cât mai multă lume vaccinată și auzi tot sigur că dezvoltarea unei rețele de centre de vaccinare comunitare în apropierea aglomerărilor din fiecare oraș, pentru că noi avem cartiere, gândiți-vă doar că Titan are 500.000 de locuitori sau notabile 300-400.000. Deci discutăm de cu mari concentrări de populație și cred că reprezintă cheia succesului. Deci proximitatea importantă. Proximitatea, ușurința de a te duce la vaccinare doar cu buletinul, lucrul ăsta asta deja se întâmplă. Deja se întâmplă. Disponibilitatea vaccinului. Vreau să mă vaccinez cu vaccinul de la Pfizer, mă vaccinez cu Pfizer. Vreau cu Astra, mă vaccinez cu Astra. Adică trebuie să existe inclusiv această posibilitate a unei opțiuni. Dumneavoastră o să vedeți că în timp se vor mai schimba opiniile. Acum lumea nu prea are încredere în AstraZeneca, s-ar putea să revină moda, pentru că așa se întâmplă bine, totdeauna. Poate că a fost și o chestiune de marketing acolo. A fost și o chestiune de marketing. Dacă credeți că nu se întâmplă rapel la alte seruri, să știți că se întâmplă în funcție de propriul organism, cam la toate variantele. Și o mică reacție adversă nu e... Nu suntem obișnuiți, nu avem cultură, domnul Rafila. Nu, asta ne-am dat seama în perioada asta. Ce m-a frapat, că lumea, și asta a fost o concluzie și a colegilor mei, nu se teme atât de reacțiile adverse și de vaccin, ci de înțepătura în sine, că de multe ori... Pentru că poate dacă de mici copii am învățat că lucrurile sunt... Bine, acum cine se poate împrieteni cu o înțepătură de ac? Să mă ierte. Bun, dar până la urmă e o înțepătură de ac, adică și un ac extrem de... Adevărul e că se simte mult mai puțin chiar și față de antigripal. Mă uitam pe demografici, apropo de maraton, ca să rămânem în zona asta. Deci peste 20.000 de persoane vaccinate, dar ați reușit să se duceți împreună ca corpul medical... Categoria 50-54 are cei mai mulți vaccinați. Da, e adevărat. O categorie despre care am putea să spunem că nu intrau la cei cu boli cronice, dar sunt totuși într-o categorie de risc, dacă stau să mă gândesc la cum acționa COVID-ul. N-a prea, după 40... E, nu, mortalitatea la 50-54 de ani încă era redusă. Dar de la 60 de ani în sus mortalitatea 60-64 și aici o creștere importantă. Dar uitați-vă, dacă o să 20-24 iarăși da, a dar, fost bine. Dacă o să adunăm acolo și o să vedem că oamenii cei mai activi, cei mai mobili, să zicem, începând de la 20 până la 55-60 de ani, o să-i adunăm, o să vedeți că ei reprezintă marea majoritate a celor care s-au vaccinat. Și asta e bine, pentru că mobilitatea, oamenii mobili... E exact ceea ce oamenii noi nu vrem mobili să oprim. Sunt cei care pot să transmită mai ușor boala. Și atunci este, de fapt, discuția pe care am avut-o la început. În centrele urbane mari, dacă vaccinezi mult, atunci automat se reduce intensitatea transmiterii, pentru că în localitățile mici transmiterea este mai... Cu această ocazie vreau să vă întreb dacă ați fi de acord din poziția specialistului pentru 12-15 ani vârstă de vaccinare. Absolut, dar acest acord al meu, acest acord al meu nu este suficient. E normal să poată fi vaccinați copiii și o să vedem și la alte vârste, chiar mai mici de 12 ani. Dar acest lucru nu se poate să se întâmple decât în momentul în care avem o aprobare a Agenției de Reglementare, Agenția Europeană a Medicamentului, pentru că altfel nu ai elemente suficiente să convingi publicul. Și e bine să fie o agenție de reglementare foarte solidă, foarte serioasă, pentru că o decizie exclusivă a Agenției Naționale, și lucrul ăsta este posibil, dar e bine ca lucrurile să fie făcute oarecum uniform la nivel comunitar. Iar studiile care au fost desfășurate de către Pfizer, din câte știu, și care sunt puse la dispoziția EMA, Agenția Europeană a Medicamentului, sunt concludente în acest... Să așteptăm, eu cred că luna... Și acolo avem o mobilitate suplimentară. Nu, și mai avem ceva, avem vacanța. Eu cred că dacă ne concentrăm pentru copii să facem o precampanie, adică o pregătire a campaniei de vaccinare... Să vedeți ce isterie să fie la noi. Aduceți-vă aminte de ce s-a întâmplat cu HPV-ul, cu vaccinul anti-HPV. Da, bun, acolo a fost un pic diferit. Acum, acolo e diferit, acolo era legat de o boală, că o transmitere predominant sexuală, deci erau multe prejudecăți. Culmea este că acest vaccin s-a dovedit probabil unul dintre cele mai sigure vaccinuri existente așa pe plan mondial, vaccinul HPV, și mai mult țările care au vaccinat intens fetițele în acea perioadă, începând cu 2008,
au dus la dispariția leziunilor precanceroase la toate fetițele vaccinate, ceea ce mi se pare incredibil. Trebuie explicat că nu mai sunt realitățile de azi, cele de acum 20 de ani, când HPV-ul nu exista în lista, exista mai rar. Nu exista mai rar. Gândiți-vă că România i-a fost tot timpul campioana cancerului de col uterin. Nu se știa că... Că poate fi în legătură cu... Poate fi în legătură. S-a luat premiul Nobel pentru stabilirea acestei corelații. Și la cancerul de col uterin e o corelație de 100%. Deci toate cazurile de cancer de col uterin sunt generate de infecția cu virusul de papiloma. Și atunci, și sper că nu acum, ar putea să fie vorba de o comunicare deficitară care să ducă atunci la un stres. Atunci n-a fost niciun fel de comunicare. A fost prost făcută de la laze. N-are sens să intre, că mi-aduc aminte de niște miniștri de pe vremea aia de la sănătate. Dar în acest moment, părinții au tot dreptul să se întrebe, bun, dar de ce aș face eu? De ce Alexandru Rafila și-ar vaccina Absolut. Copilul? Cum să nu? Absolut.